Carl Gustav Jung. Amintiri, vise, reflecții. Anii de școală. Continuare. Am început să caut în biblioteca relativ modestă a tatei, care mi se părea însă atunci considerabilă, cărți care mi-ar fi putut spune ce se știa despre Dumnezeu. Mai întâi, n-am găsit decât concepțiile tradiționale, nu ceea ce căutam, și anume un autor care să reflecteze independent, până ce am dat peste dogmatica creștină a lui Biderman din anul 1869. Părea să fie un om care gândise singur și își organizase și formase niște concepții proprii. Am aflat că religia este un act spiritual al relației personale a omului cu Dumnezeu. Afirmația aceasta m-a contrariat, fiindcă eu înțelegeam prin religie ceva ce face Dumnezeu cu mine. Ea este un act care vine din partea lui, iar eu sunt complet la discreția acestui act, pentru că cel tare este el. Religia mea pur și simplu nu cunoștea niciun fel de relație umană cu Dumnezeu, căci cum puteai intra în relație cu ceva ce cunoșteai atât de puțin, așa cum era Dumnezeu? Deci, trebuia să știu mai mult despre Dumnezeu pentru a stabili o relație cu El. În capitolul Esența lui Dumnezeu, am citit că Dumnezeu se atestă singur ca personalitate, citat, reprezentabilă prin analogie cu euul omenesc, și anume ca euul unic în felul său, pur și simplu suprapământean, căruia îi aparține lumea întreagă. Închei citatul. Din câte știam din Biblie, această definiție îmi părea valabilă. Dumnezeu are personalitate și este euul universului, așa cum eu însumi sunt euul modului meu psihic și fizic de apariție. Aici m-am lovit însă de un obstacol puternic. Personalitatea înseamnă în definitiv un caracter. Un caracter este acesta și nu altul, adică el posedă anumite însușiri determinate. Dacă însă Dumnezeu este tot, atunci cum mai poate avea El un caracter distinctiv? Dar dacă posedă caracter, atunci El nu poate fi decât euul unei lumi subiective, limitate. Și ce fel de caracter sau ce fel de personalitate are El? Asta este de fapt ceea ce contează, căci altfel nu se poate stabili o relație cu El. Simțeam că ceva în mine se opune cu înverșunare posibilității de a mi-l reprezenta pe Dumnezeu prin analogie cu euul meu. Mi s-ar fi părut, dacă nu direct, o blasfemie, în orice caz de o insolență fără margini. Euul mi se părea oricum o stare de fapt greu de cuprins cu mintea. În primul rând, acest factor avea în ochii mei două aspecte contradictorii, euul numărul 1 și numărul 2. În al doilea rând, euul era atât într-o formă cât și în cealaltă ceva extrem de limitat. Era supus tuturor autoamăgirilor și erorilor posibile, capriciilor, emoțiilor, pasiunilor și păcatelor. El avea parte mai mult de înfrângeri decât de succese. Era infantil, vanitos, egoist, îndărătnic, dornic să fie iubit, exigent, nedrept, susceptibil, leneș, irresponsabil și așa mai departe. Spre regretul meu, ducea lipsă de multe virtuți și talente pe care le admiram plin de invidie la ceilalți. Și aceasta urma să fie analogia după care trebuia să ne reprezentăm esența lui Dumnezeu? Am căutat cu înfrigurare alte însușiri ale Domnului și le-am găsit pe toate așa cum le cunoșteam deja din orele de instruire în vederea confirmării. Am descoperit cum, conform paragrafului 172, citat, expresia cea mai imediată pentru esența supraterestră a lui Dumnezeu este 1. Negativă, faptul că este invizibil pentru om, 2. Pozitivă, faptul că locuiește în cer. Închei citatul. A fost o catastrofă, căci îndată mi-a venit în minte imaginea blasfematorie pe care Dumnezeu mi-o impusese, direct sau indirect, prin intermediul diavolului, împotriva voinței mele. Paragraful 183 mă învăța că, citat,
Esența supraterestră a lui Dumnezeu față de lumea morală, închei citatul, constă în dreptatea sa, iar dreptatea sa nu este doar cea a unui judecător, ci și o expresie a naturii lui sacre. Aș fi sperat să aflu din acest paragraf ceva despre laturile obscure ale lui Dumnezeu, cele care îmi dădeau de furcă, despre sedea lui de răzbunare, despre irascibilitatea sa periculoasă, despre comportamentul său de neînțeles față de făpturile create de atotputernicia lui. Grație atotputerniciei sale, ar fi trebuit să știe cât erau ele de incapabile. Dar lui îi plăcea să le mai și ducă în ispită sau să le pună la încercare, deși știa de la bun început rezultatul experimentelor sale. Care este atunci caracterul Domnului? Ce este o personalitate umană care procedează astfel? Nu cutezam să gândesc această problemă până la capăt. Apoi am citit, chiar că Dumnezeu a creat lumea spre satisfacția sa și, deși își era suficient sie însuși și n-avea nevoie pentru sine însuși decât de el însuși, și că, fiind vorba despre o lume naturală, a umplut-o cu bunătatea lui și, fiind vorba despre o lume morală, vrea să o umple cu dragostea lui. Întâi am cugetat la cuvântul deconcentrat satisfacție. Satisfacție față de ce? Sau de cine? Evident față de lume, odată ce el considera că munca lui era bună. Dar tocmai asta nu pricepusem niciodată. Desigur, lumea este incomensurabil de frumoasă, dar este și înspăimântătoare în egală măsură. La țară, într-un sătuc unde există puțini oameni și evenimente puține, bătrânețea, boala și moartea sunt trăite mai intens, mai în detaliu și mai pe față decât în altă parte. Deși încă nu împlinisem 16 ani, văzusem deja multe dintre realitățile vieții specifice omului și animalelor și auzisem la biserică și la școală destule despre suferința și corupția acestei lumi. Dumnezeu putea să fi simțit satisfacție cel mult în legătură cu paradisul, dar chiar și aici avusese singur grijă ca această splendoare să nu cumva să dureze prea mult, de vreme ce vârâse acolo șarpele veninos și periculos, pe diavolul însuși. Fusese și aceasta un prilej de satisfacție? Eram sigur, ce-i drept, că Biderman nu la asta se gândise, ci că, din cauza acelei lipse generale de idei a instruirii religioase, care mă frapa tot mai mult, turuia pur și simplu în mod înălțător și nici nu observa ce absurdități debita. Mie însumi, deși nu presupuneam că Dumnezeu simțea o satisfacție plină de curzime, văzând suferința nemeritată a oamenilor și a animalelor, nu mi se părea totuși nici de cum nesăbuit să gândesc că el intenționase să creeze o lume a contrariilor, în care unul îl devora pe celălalt, iar viața era o naștere în vederea morții. Armoniile minunate ale legilor naturii îmi dădeau mai degrabă impresia unui haos ținut cu greu în frâu, iar eternul cer înstelat cu orbitele sale predeterminate mi se părea o îngrămădire vădită de contingențe fără ordine și sens, căci constelațiile despre care se vorbea nici măcar nu puteau fi văzute în realitate. Erau niște pure combinații arbitrare. Mi se părea în continuare obscur, respectiv extrem de îndoielnic, în ce măsură Dumnezeu umplea lumea naturală cu bunătatea sa. Evident, aceasta era încă una din acele probleme la care nu aveai voie să reflectezi, ci pe care trebuia să le crezi pur și simplu ca atare. Dacă Dumnezeu este binele suprem, atunci de ce lumea lui, creația lui, este atât de nedesăvârșită, de coruptă, de vrednică de milă? Evident, m-am gândit, pentru că e stăpânită de diavol și adusă de el într-o stare de adevărată harababură. Însă și diavolul este tot făptura lui Dumnezeu. Trebuia deci să caut acum ceva despre diavol. Doar părea a fi un personaj destul de important. Mi-am deschis deci iarăși dogmatica și am căutat un răspuns la această întrebare arzătoare,
despre temeiurile suferinței, ale imperfecțiunii și ale răului. Dar nu am găsit nimic. Asta punea vârf la toate. Dogmatica aceasta nu era, în mod evident, nimic altceva decât vorbărie goală sau, chiar mai rău, o prostie neobișnuită, care putea numai să camufleze adevărul. Eram dezamăgit, mai mult. Eram revoltat. Dar undeva și cândva trebuie să fi existat oameni care, ca și mine, să fi căutat adevărul, care să fi gândit în mod rațional, care să nu fi vrut să se înșele pe sine și să-i amăgească pe alții și nici să nege realitatea dureroasă a lumii. În această epocă s-a întâmplat ca mama, și anume personalitatea ei numărul 2, să-mi spună brusc, fără alt preambul: trebuie să citești odată Faust, a lui Goethe. Aveam o ediție frumoasă din Goethe și am luat acolo Faust. În sufletul meu parcă s-ar fi revărsat un balsam miraculos. M-am gândit. În sfârșit, un om care ia diavolul în serios și chiar încheie un pact de sânge cu adversarul care are puterea să contracareze intenția lui Dumnezeu de a crea o lume perfectă. Am regretat modul de acțiune a lui Faust, căci, după părerea mea, el n-ar fi trebuit să fie atât de unilateral și de orbit. Ar fi putut să fie mai deștept și mai moral. Mi se părea puieril să-și pună în joc și să-și piardă sufletul într-un fel atât de nechipzuit. Faust era evident un ușuratic. Ba chiar aveam senzația că esențialul și ponderea acestei drame era un principal de partea lui Mephisto. N-aș fi regretat dacă sufletul lui Faust ar fi ajuns în iad. N-ar fi fost păcat de el. Diavolul păcălit de la urmă nu mi-a plăcut deloc, dat fiind că Mephisto era tot ce vrei în afară de un diavol prost, care ar fi putut fi dus de nas de niște îngerași nerozi. Mi se părea însă că Mephisto rămăsese păcălit într-un cu totul alt sens. El n-a obținut dreptul său întărit în scris, în timp ce Faust, un tip nițel cam flușturatic și lipsit de caracter, și-a continuat înșelătoria până pe lumea cealaltă. E adevărat că acolo i-a ieșit la iveală infantilitatea, după părerea mea însă nu merita să fie inițiat în marele mistere. I-aș mai fi acordat cu dragă inimă puțin purgatoriu. Problema reală o vedeam zăcând în Mephisto, a cărui figură m-a impresionat adânc și în legătură cu care intuiam, neclar, o relație cu misterul mumelor. În orice caz, Mephisto și marea inițiere finală au rămas pentru mine un eveniment minunat și tainic, la hotarele lumii conștiinței mele. Găsisem în cele din urmă confirmarea că mai existau sau mai existaseră totuși oameni care vedeau răul și puterea sa ce cuprindea întreaga lume și, mai mult decât atât, percepeau rolul enigmatic pe care îl joacă el în eliberarea oamenilor din beznă și suferință. În acest sens, Goethe a devenit pentru mine un profet. Dar nu-i puteam ierta că îl lichida pe Mephisto printr-un simplu artificiu, cu o scamatorie, într-o clipită. Pentru mine, purtarea sa era prea teologică, prea ușuratică și superficială, prea irresponsabilă. Mi-a părut foarte rău că și Goethe crezuse victimă tendinței, atât de amăgitoare, de bagatelizarea răului. Descoperisem în timpul lecturii că Faust fusese un fel de filozof și, cu toate că se îndepărtase de filozofie, era evident că învățase de la ea să fie deschis în fața adversarului. N-auzisem până atunci mai nimic de filozofie și mi se părea că întrevăd o nouă speranță. M-am gândit că poate existau filozofi care reflectaseră la problemele ce mă frământau și deci m-ar fi putut lumina. Întrucât în biblioteca tatălui meu nu se găseau filozofi, erau suspecți pentru că gândeau, a trebuit să mă mulțumesc cu ediția a doua, din 1832, a Dicționarului General al Științelor Filozofice, a lui Krug. M-am adâncit imediat în articolul despre Dumnezeu. El începea, spre nemulțumirea mea, cu o etimologie a cuvântului Dumnezeu, Gott, care provenea incontestabil de la bun, gut, și care desemna ens sumum sau perfectissimum,
Mai departe, scria că nu se puteau dovedi nici existența lui Dumnezeu și nici caracterul înnăscut al ideii de Dumnezeu. Aceasta putea fi din capul locului în om, dacă nu actul, atunci măcar potenția. În orice caz, capacitatea noastră spirituală trebuie să fie atins deja un anumit grad de dezvoltare înainte de a fi în stare să creeze o idee atât de sublimă. Această explicație m-a surprins la culme. Mă întrebam, ce se întâmplă oare cu acești filosofi? Este clar că nu-L cunosc pe Dumnezeu decât din auzite. Cu teologii lucrurile stau altfel, aceia măcar sunt sigur că Dumnezeu există, chiar dacă fac aserțiuni contradictorii despre El. Acest Krug se exprimă atât de întortocheat, dar reiese limpede că, de fapt, ar vrea să afirme că este suficient de convins de existența lui Dumnezeu. De ce nu o spune direct? De ce se preface a fi de părere că omul produce ideea de Dumnezeu și că e capabil de asta abia după ce a atins o anumită treaptă de dezvoltare? Din câte știu, și sălbaticii, care hoinăreau goi prin pădurile lor, aveau astfel de idei. Iar ei doar nu erau filozofi care se așezau la masa de lucru pentru a crea o idee de Dumnezeu. Nici eu nu creasem o idee de Dumnezeu. Bineînțeles că Dumnezeu nu poate fi dovedit, căci cum ar putea, de exemplu, o molie care roade lână australiană să dovedească alteia că Australia există? Existența lui Dumnezeu nu depinde de dovezile noastre. Cum am ajuns eu oare la certitudinea că Dumnezeu există? Mi se povestiseră atâtea în această privință și, totuși, n-am putut crede nimic în fond. Nimic nu mă convinsese. Deci, e sigur că nu de aici provine ideea mea. De fapt, nici nu era o idee sau rodul la ceva gândit. Nu era ca și cum ți-ai fi imaginat și reprezentat un lucru și apoi l-ai fi crezut. De pildă, povestea cu Domnul Iisus mi se păruse întotdeauna suspectă și n-am crezut-o niciodată cu adevărat. Totuși, i-am fusese impusă mai mult decât Dumnezeu, care era sugerat de obicei numai în fundal. Atunci, de ce Dumnezeu mi se părea ceva de la sine înțeles? De ce pretind acești filozofi că Dumnezeu ar fi o idee, un fel de presupunere arbitrară care poate fi creată sau nu, odată ce El este la fel de evident precum e căderea unei cărămizi în capul cuiva? Atunci, dintr-o dată, mi-a devenit clar că Dumnezeu era, cel puțin pentru mine, una dintre experiențele cele mai sigure și imediate. Doar nu inventasem acea poveste înfiorătoare cu catedrala. Din contra, ea mi-a fost impusă și am fost constrâns cu cea mai mare cruzime să o gândesc. Însă, după aceea a pogorât asupra mea un har inefabil. Am ajuns la concluzia că, în mod manifest, ceva nu era în regulă cu filozofii, căci aveau ideea ciudată că Dumnezeu este, într-o oarecare măsură, o ipoteză care putea fi discutată. Eram cât se poate de dezamăgit și din pricină că nu găseam nicio opinie și nicio explicație referitoare la acțiunile obscure ale lui Dumnezeu. Aceasta ar fi fost, după părerea mea, demne de o atenție și o examinare filosofică specială. Ele constituiau cu adevărat o problemă care, din câte înțelegeam eu, trebuia să dea bătaie de cap teologilor. Cu atât mai dezamăgit am fost să constat că filozofii nici măcar nu păreau să-și dea seama de dificultate. Am trecut de aceea la următorul articol, și anume la paragraful despre diavol. Dacă l-am concepe pe acesta, așa scria acolo, ca fiind inițial rău, atunci ne-am încălci în contradicții evidente, deci am ajunge la un dualism. Așa că ar fi mai bine să presupunem că diavolul a fost creat inițial ca ființa bună și că avea orgoliul său la corupt. Spre marea mea încântare, autorul arăta însă că această afirmație presupunea deja răul pe care voia să-l explice, și anume orgoliul. În rest, originea răului era neexplicată și inexplicabilă, ceea ce pentru mine însemna, similar cu teologii, nici el nu vrea să mediteze la această problemă.
Articolul despre rău și originea lui s-a dovedit la fel de needificator. Această relatare în șuvoi continuu se referă la evoluții care, întrerupte de intervale mai lungi de timp, s-au întins pe mai mulți ani. Ele au avut loc exclusiv în personalitatea mea numărul 2 și erau strict secrete. Pentru aceste studii am folosit, fără a cere voie și numai în ascuns, biblioteca tatălui meu. Între timp însă, numărul 1 citea pe față toate romanele lui Gerstacker, ca și traducerile în germană ale romanelor englezești clasice. Am început să citesc și literatură germană, în primul rând clasicii, în măsura în care nu-mi deveniseră încă nesuferiți din cauza școlii și a explicațiilor inutil de laborioase pe care le dădeau profesorii unor chestiuni care se înțelegeau de la sine. Citeam în cantități mari și fără niciun plan, teatru, lirică, istorie, iar mai târziu lucrări de știință ale naturii. Lectura nu era numai interesantă, ci îmi oferea și un amuzament binefăcător. Preocupările mele în calitate de numărul 2 îmi pricinuiau într-un grad tot mai mare depresii, căci nu găseam pe tărâmul problemelor religioase decât uși închise, iar acolo unde acestea se deschideau oarecum întâmplător, mă loveam de decepții. Ceilalți oameni păreau cu toții să trăiască într-adevăr în altă lume decât mine. Mă simțeam complet singur cu certitudinile mele. Tare aș fi vrut să vorbesc cu cineva despre ele, dar nu găseam nicăieri un punct de contact, ci, dimpotrivă, intuiam în ceilalți o uimire, o suspiciune, o teamă de a veni spre mine, care mă lăsau fără grai. Asta mă deprima. Nu știam ce să cred. De ce nu trece nimeni prin experiențe asemănătoare cu ale mele? De ce nu se pomenește nimic despre ele, nici în cărți savante? Sunt singurul care are astfel de trăiri? De ce aș fi singurul? Nu m-am gândit niciodată că aș fi putut fi eventual nebun. Căci lumina și întunericul Domnului, deși îmi copleșeau simțirea, îmi apăreau ca niște realități inteligibile. Singularitatea în care am fost împins mi se părea amenințătoare, pentru că ea însemna izolare, iar aceasta mi era cu atât mai dezagreabilă cu cât eram considerat țap ispășitor, pe nedrept și mai des decât mi-ar fi plăcut. De altfel, se întâmplase ceva la școală care avea să-mi lase o impresie durabilă. La orele de germană eram mai curând mediocru, întrucât materia prestată, mai ales gramatica, sintaxa germană, nu mă interesa câtuși de puțin. Eram lene și mă plictiseam. Temele compunerilor mi se păreau de regulă anoste și chiar stupide, iar compunerile mele erau și ele în conformitate cu temele, fie superficiale, fie elaborate anevoios. Mă strecuram cu niște note mediocre, ceea ce îmi convenea pentru că se potrivea cu tendința mea generală de a nu bate cumva la ochi, vrând să scap cu orice preț de această izolare prestemată în singularitate, în care eram împins din cele mai diverse părți. Simpatia mea se îndrepta spre băieții din familii nevoiașe care, ca și mine, veneau de nicăieri și deseori chiar spre cei care erau mai puțin dotați, deși mă iritau adesea prostia și ignoranța lor. Ei îmi ofereau însă, pe de altă parte, avantajul dorit cu ardoare de a mă preface naiv și neștiutor. Singularitatea mea a început să-mi provoace treptat sentimentul neplăcut și neliniștitor că trebuia să posed însușiri respingătoare, inconștiente mie, care îi îndepărtau de mine pe profesori și pe colegi. În mijlocul acestei situații a căzut ca o lovitură de trăsnet următoarea întâmplare. Mi se dăduse o temă de compunere care, de data asta, în mod excepțional mă interesa. Așa că m-am apucat cu zel de treabă și am scris o lucrare care mi s-a părut îngrijită și reușită. Am sperat pentru ea măcar unul din primele locuri. Nu primul, căci atunci n-aș mai fi trecut neobservat, ci unul din următoarele. Profesorul nostru discuta lucrările întotdeauna în ordinea calității lor. Prima a fost a băiatului din fruntea clasei. Asta era în ordine. Au urmat compunerile celorlalți și am așteptat zadarnic să-mi aud numele. El se încăpățâna să nu vină. Dar nu e posibil, m-am gândit,
ca lucrarea mea să fie atât de slabă încât să vină chiar după cele mai slabe. Ce s-a întâmplat? Sau, la urma urmei, sunt un or-concur? Deci sar iarăși noi și sunt izolat în modul cel mai dezagreabil? După ce au fost discutate toate lucrările, profesorul a făcut o pauză pentru a-și trage suflarea și apoi a spus: mai am aici o compoziție, pe-a lui Jung. Este fără îndoială cea mai bună și i-aș fi acordat locul întâi. Din păcate, însă, e o înșelăciune. De unde ai copiat-o? Mărturisește adevărul. M-am ridicat pe cât de indignat, pe atât de furios și am strigat: n-am copiat-o. Dimpotrivă, mi-am dat toată silința să scriu o compunere bună. Dar el a țipat la mine: minți, nu ești în stare să scrii o asemenea lucrare. Nimeni nu te crede. Așa că, de unde ai copiat-o? Degeaba mi-am susținut nevinovăția. Profesorul a rămas imperturbabil și a răspuns: un lucru pot să-ți spun. Dacă aș ști de unde ai copiat-o, ai zburat din școală. Și mi-a întors spatele. Colegii mei mi-au aruncat priviri pline de îndoială și am constatat cu groasă că gândeau: aha, deci așa stau lucrurile. Protestele mele au rămas fără ecou. Din clipa aceea m-am simțit stigmatizat și toate căile care m-ar fi putut scoate din singularitate erau blocate. Dezamăgit și necăjit la culme, am jurat să mă răzbun pe profesor și, dacă aș fi găsit ocazia, s-ar fi putut întâmpla atunci ceva ca pe vremea dreptului celui mai tare. Cum Dumnezeu aș fi putut dovedi că nu copiase lucrarea? Zile întregi am întors pe toate fețele în minte această istorie și am ajuns de fiecare dată la concluzia că eram neputincios și la descripția unui destin orb și stupid, care mă califica drept mincinos și șarlatan. Mi s-au clarificat atunci multe lucruri pe care înainte nu le înțelegeam. De exemplu, cum se făcea că un profesor îi spusese tatei care se interesase de comportamentul meu la școală: a, e mediocru, dar își dă silința. Eram considerat destul de prost și de superficial, ceea ce în fond nu mă deranja. Ce mă scotea însă din sărite era că mă credeau capabil de o fraudă, desființându-mă astfel pe plan moral. Tristețea și furia mea amenințau să depășească măsura, dar atunci s-a produs ceva ce mai remarcasem și în trecut de câteva ori. S-a făcut deodată liniște în mine, ca și cum s-ar fi închis o ușă izolată fonic, despărțindu-mă astfel de o încăpere plină de zgomot. Era ca și cum m-ar fi cuprins o curiozitate rece și m-am întrebat: ce s-a petrecut oare aici? Ești atât de agitat? Profesorul e cu siguranță un prost care nu-ți înțelege felul de a fi, mai bine zis îl înțelege la fel de puțin ca și tine. De aceea este neîngrăzător ca și tine. Tu n-ai încredere nici în tine însuți, nici în alții și, din această cauză, te apropii de cei mai simpli, naivi și previzibili. Atunci când nu înțelegem, ne prăbușim lesne într-o stare de agitație. În lumina acestor considerații, sine irae studio, fără sentiment și părtinire, am fost frapat de analogia cu cealaltă reflexie care mi se impusese atât de categoric când nu voiam să gândesc până la capăt gândul interzis. Este indubitabil că pe vremea aceea încă nu intuiam diferența dintre personalitățile numărul 1 și numărul 2, ci revendicam și lumea lui 2 drept lumea mea personală. Și totuși exista mereu în fundal sentimentul că în afară de mine însumi mai era implicat și altceva, de parcă m-ar fi atins o boare din universul stelelor și al spațiilor infinite, sau de parcă un spirit ar fi pășit invizibil în cameră, unul care dispăruse de mult în trecut și totuși ar fi prezent necontenit până în viitorul îndepărtat, în atemporalitate. Peripeții de acest gen erau învăluite în haloul unui numen. Bineînțeles că pe vremea aceea nu m-aș fi putut exprima niciodată în acest fel. Totuși eu nu adaug acum nimic la starea de atunci a conștiinței mele, ci încerc doar să luminez cu mijloacele de care dispun acum acea lume a penumbrelor. Câteva luni după evenimentul descris, colegii mei de clasă mi-au dat porecla Patriarhul Abraham. Numărul 1 n-a înțeles-o, considerând-o prostească și ridicolă. În străfundul ființei mele simțeam însă că mă nimerise întrucâtva.
Toate aluziile la ceea ce se petrecea în adâncul meu îmi erau penibile, căci cu cât citeam mai mult și mă familiarizam mai bine cu lumea citadină, cu atât mi se amplifica senzația că toate elementele pe care le descopeream acum, ca fiind realitatea, aparțineau altei ordini a lucrurilor decât acea imagine a lumii care crescuse odată cu mine, la țară, printre râuri și păduri, printre animale și oameni, într-un sătuc scăldat în lumina soarelui, un sătuc peste care treceau vânturile și norii și care era învăluit într-o noapte adâncă, întunecată, umplută cu lucruri indefinibile. Nu era doar o localitate pe hartă, ci lumea lui Dumnezeu, astfel rânduită de el și plină de un tainic tâlc. Oamenii nu păreau a ști nimic și chiar și animalele pierduseră oarecum puterea de a o percepe, ceea ce se vedea în privirile triste, pierdute ale vacilor și din cele resemnate ale cailor, din devotamentul câinilor, care se cramponeau de om și chiar din apariția sigură de sine a pisicilor, care își făcuseră din casă și din hambar o locuință și teren de vânătoare. Asemenea animalelor și oamenii mi se păreau inconștienți. Ei priveau în jos pământul și în sus copacii, pentru a vedea ce se putea utiliza și în ce scop. Asemenea animalelor, ei se adunau în grup, se împerecheau și se luptau și nu vedeau că locuiesc în cosmos, în lumea lui Dumnezeu, în eternitate, unde totul se naște și totul a și murit. Iubeam toate animalele cu sânge cald, fiindcă sunt înrudite îndeaproape cu noi și participă la ignoranța noastră. Le iubeam fiindcă au suflet ca și noi și, din câte credeam eu, le puteam înțelege instinctiv. Ele trăiesc ca și noi, așa credeam eu, bucuria și tristețea, dragostea și ura, foamea și setea, frica și încrederea, toate conținuturile esențiale ale existenței, cu excepția vorbirii, a conștiinței ascuțite, a științei. Deși eu o admiram pe cea din urmă în manieră convențională, consideram că ea conținea posibilitatea unei distanțări și rătăciri de lumea lui Dumnezeu și a unei degenerări de care animalul nu era capabil. Animalele erau cei dragi și fideli, cei neschimbători și demni de încredere, în timp ce în oameni mă încredeam tot mai puțin. Insectele nu erau animale adevărate, iar vertebratele cu sânge rece alcătuiau doar o etapă intermediară, suficient de apreciată, pe drumul spre insecte. Ființele din această categorie erau obiecte de cercetare și de colecție, simple curiozități, fiind stranii și extraomenești. Ele constituiau manifestări ale unei vieți impersonale și erau înrudite mai curând cu plantele decât cu oamenii. Regnul vegetal marca începutul exprimării terestre a lumii lui Dumnezeu ca un fel de comunicare directă. Era ca și cum am fi privit peste umărul Creatorului, care se credea neobservat, în timp ce confecționa jucăriile și piesele de decor. În schimb, omul și animalele adevărate erau părți ale lui Dumnezeu devenite independente. De aceea puteau să se deplaseze de bunăvoie și să-și aleagă reședințele, pe când lumea plantelor era legată necondiționat, la bine și la rău, de locul ce-i fusese rezervat. Ea nu exprima doar frumusețea, ci și ideile lumii lui Dumnezeu, fără vreo intenție sau abatere. Enigmatici erau în special pomii, care mi se părea că întruchipează în mod direct sensul incomprehensibil al vieții. Pădurea era de aceea locul în care te simțeai cum nu se poate mai aproape de sensul cel mai profund și de lucrarea ce inspiră fior de groază. Această impresie mi-a fost întărită când am cunoscut catedralele gotice. Aici însă, infinitatea cosmosului și a haosului, a sensului și a lipsei de sens, a intenționalității impersonale și a legității mecanice era ascunsă în piatră. Ea conținea și era, totodată, misterul nemărginit al ființei, o chintesență a spiritului. Asta era ce percepeam în mod obscur ca fiind înrudirea mea cu piatra, natura divină din ambele, din materia moartă și din cea vie. Pe vremea aceea, n-aș fi fost în stare, după cum am spus deja, să-mi formulez simțirile și presimțirile într-un mod clar, că cele aveau loc în personalitatea numărul 2,
În timp ce eu-ul meu activ și comprehensiv numărul 1 rămânea pasiv și era absorbit în sfera omului bătrân, care aparținea veacurilor. Pe el și influența lui le trăisem într-un mod straniu, nereflectat. Când el era prezent, numărul 1 pălea până la inexistență, iar când eu-ul, care devenea în mare măsură identic cu numărul 1, stăpânea scena, omul bătrân, dacă îmi mai aminteam de el, era un vis îndepărtat și real. De la 16 la 19 ani, ceața dilemei mele s-a ridicat încet. Drept consecință, starea mea sufletească, depresivă, s-a îmbunătățit și numărul 1 a ieșit tot mai clar în relief. Școala și viața citadină mă solicitau mult, iar știința mea, tot mai amplă, a impregnat sau a înlocuit treptat universul inspirațiilor pline de premoniții. Am început să urmăresc sistematic diferite probleme pe care le formulasem conștient. Am citit astfel o mică introducere în istoria filosofiei, câștigând o anumită privire de ansamblu asupra tot ce se gândise până atunci în acest domeniu. Am constatat spre satisfacția mea că multe dintre intuițiile mele aveau înrudiri istorice. Îndrăgeam mai cu seamă ideile lui Pitagora, Heraclit, Empedocle și Platon, în ciuda lungimii întortocheate a argumentării socratice. Erau frumoase și academice ca o galerie de tablouri, dar puțin cam depărtate. Abia la Meister Eckhart am simțit suflul vieții, fără să-l fi înțeles complet. Scolastica creștină mă lăsa rece, iar intelectualismul aristotelic al Sfântului Toma mi se părea mai lipsit de viață decât un deșert de nisip. Îmi spuneam, vor cu toții să obțină cu forța, prin artificii logice, ceva ce n-au sesizat și nu cunosc cu adevărat. Vor să-și dovedească o credință când de fapt e vorba de experiență. Îmi lăsau impresia unor oameni care știau din auzite că există elefanți, fără ca ei înșiși să fi văzut vreunul vreodată. Încercau să demonstreze cu argumente că, din motive logice, astfel de animale trebuie să existe și să aibă alcătuirea pe care o au. Filosofia critică a secolului al XVIII-lea nu mi-a fost limpede la început, din rațiuni explicabile. Hegel m-a speriat prin limbajul său pe cât de obositor și de anevoios, pe atât de pretențios. Limbaj pe care l-am privit cu o suspiciune nedisimulată. Mi se părea a fi unul dintre acei gânditori ferecați între zidurile propriului edificiu de cuvinte și care se mai și agitau în închisoarea lor, arborând o mină plină de orgoliu. Marea descoperire a cercetărilor mele a fost însă Schopenhauer. El era primul care vorbea despre suferința lumii care ne înconjoară, vizibil și stăruitor, despre dezordine, pasiune, rău, chestiuni pe care toți ceilalți de-abia păreau să le ia în considerare și voiau să le rezolve întotdeauna în armonie și inteligibilitate. Iată în sfârșit pe cineva care avea curajul să vadă că lucrurile nu stăteau chiar atât de bine cu fundamentele universului. El nu vorbea nici despre o providență infinit mai bună și auto-înțeleaptă a creației, nici despre o armonie a devenitului, ci spunea clar că la baza procesului, prin de suferințe al istoriei omenirii și a cruzimii naturii, se afla o greșeală, și anume orbirea voinței care a creat lumea. Consideram că acest lucru era confirmat de observațiile mele anterioare asupra peștilor bolnavi și muribunzi, asupra vulpilor râioase, a păsărilor moarte de frig sau de foame, a întregii tragedii nemiloase ce zăcea ascunsă într-o poiană împodobită cu flori, râme care sunt torturate de moarte de către furnici, insecte care se sfârtecă reciproc, bucățică cu bucățică și așa mai departe. Dar și experiențele mele legate de om învățaseră orice altceva în afară de credința în originara bunătate omenească și în moralitate. Mă cunoșteam pe mine însumi suficient de bine pentru a ști că mă deosebeam numai gradat, ca să zic așa, de un animal. Dezaprobam fără rezerve tabloul sumbru al lumii așa cum îl zugrăvea Schopenhauer, nu însă și modul său de a rezolva problema. Eram sigur că, prin voință, el se referea de fapt la Dumnezeu, la Creator, și că pe acesta îl desemna drept orb. Știind din experiență că pe Dumnezeu nu îl rănea nicio blasfemie și că, dimpotrivă,
chiar el o putea provoca, pentru că nu dorea numai latura luminoasă și pozitivă a omului, ci și întunecimile sale și împotrivirea sa față de divinitate, concepția lui Schopenhauer nu mi-a pricinuit nicio supărare. O consideram a fi o judecată îndreptățită de fapte. Cu atât mai mult mă dezamăgea însă ideea lui că intelectul trebuie să-i opună voinței oarbe numai imaginea sa pentru a o determina pe aceasta să se inverseze. Cum putea oare voința să vadă această imagine odată ce era oarbă? Și de ce? Chiar de-ar fi putut să o vadă, să fie incitată să se inverseze, de vreme ce imaginea i-ar arăta exact ceea ce voia de fapt voința? Și ce e intelectul? El este o funcție a sufletului omenesc, nu o oglindă, ci o oglinjoară infinitesimală pe care un copil o pune față în față cu soarele, așteptând ca acesta să fie orbit de ea. Mi se părea complet inadecvat și rămânea o enigmă pentru mine cum de Schopenhauer putuse ajunge la o asemenea idee. Am fost astfel determinat să-l studiez și mai temeinic, iar relația lui cu Kant m-a impresionat tot mai puternic. Am început deci să citesc operele acestui filozof, mai ales Critica rațiunii pure, cu mare bătaie de cap. Strădaniile mi-au fost recompensate, căci am crezut că descoper greșeala de bază a sistemului lui Schopenhauer. Comisese păcatul fatal de a fi făcut o aserțiune metafizică, aceea de a ipostazia și califica un simplu noumenon, un lucru în sine. Aceasta reieșea din teoria kantiană a cunoașterii, care a reprezentat pentru mine o iluminare încă și mai puternică decât imaginea schopenhaueriană pesimistă despre lume. Această dezvoltare filozofică s-a întins de când am împlinit 17 ani până departe, în perioada când am studiat medicina. A avut drept consecință o transformare radicală a atitudinei mele față de lume, de viață. Dacă înainte eram timid, temător, neîncrezător, palid, slab și cu o sănătate aparent șubredă, acum mi se trezise, în toate privințele, o poftă imensă. Știam ce vreau și încercam să dobândesc acel ceva. Am devenit, în mod vizibil, mai accesibil și mai comunicativ. Am descoperit că sărăcia nu era un dezavantaj și nici pe departe motivul principal al suferințelor și că fiii celor bogați nu erau nici de cum în avantaj față de băieții săraci și prost îmbrăcați. Existau cauze mult mai adânci pentru fericire și nefericire decât cantitatea banilor din buzunar. Am câștigat prietenii mai multe și mai bune decât oricând înainte. Am simțit pământul mai sigur sub picioare și am găsit chiar curajul de a vorbi deschis despre gândurile și ideile mele. Asta a fost însă, după cum aveam să aflu din păcate, foarte curând, doar o neînțelegere de care urma să mă căiesc. M-am lovit nu numai de uimire sau de batjocoră, ci și de o respingere ostilă. Am descoperit spre marea mea surprindere și neplăcere că unii oameni mă considerau fanfaron și pus pe glume. S-a repetat și bănuiala de altă dată că aș fi un impostor, chiar dacă într-o formă puțin diferită. A fost din nou vorba despre o temă de compunere care îmi stârnise interesul. De aceea am scris lucrarea cu o grijă deosebită, dându-mi silința să-mi cizelez stilul la maxim. Rezultatul a fost doborător. Asta e lucrarea lui Jung, a spus profesorul. Este de-a dreptul strălucitoare, dar atât de improvizată, încât se vede cât de puțină seriozitate și ce efort minim i-a consacrat. Să știi de la mine, Jung, cu superficialitatea asta nu o să răzbați în viață. Pentru a răzbate ai nevoie de seriozitate și conștiinciozitate, de muncă și osteneală. Uită-te la ce a scris D. N-are nimic din strălucirea ta. În schimb, este cinstit, conștiincios și silitor. Iată drumul spre reușită în viață. Mâhnirea mea n-a fost la fel de profundă ca prima dată, căci profesorul a fost totuși, împotriva voinței sale, impresionat de compunerea mea și măcar n-a susținut că aș fi furat-o. Deși am protestat împotriva reproșurilor sale, am fost concediat cu remarca. După Ars Poetica, ce-i drept, poezia cea mai bună este aceea la care nu se simte efortul cu care a fost creată. Dar nu mă poți face să cred că asta e valabil și în cazul lucrărilor tale.
Ea a fost doar aruncată pe hârtie cu ușurință și fără nicio strădanie. Erau, după cum știam, câteva idei bune în ea, asupra cărora însă profesorul nici măcar nu s-a oprit. Cu toate că acest incident m-a revoltat, suspiciunile în rândul colegilor mei erau cele care mă atingeau mai serios, pentru că amenințau din nou să mă azvârle în izolare și în depresia de odinioară. Mi-am bătut capul tot întrebându-mă prin ce mi-am putut atrage astfel de calomnii. În urma unor investigații prudente, am aflat că eram privit cu neîncredere, deoarece făceam adesea remarci sau aluzii cu privire la lucruri pe care nici nu aveam cum să le știu. De pildă, îmi dădeam aere de parcă aș înțelege ceva din Kant și Schopenhauer sau din paleontologie, pe care nici nu le făceam la școală. Aceste constatări surprinzătoare mi-au arătat că, de fapt, toate problemele arzătoare nu țineau de viața cotidiană, ci, asemenea primului meu secret, de lumea lui Dumnezeu, despre care era mai cuminte să se tacă. M-am ferit de atunci încolo să menționez aceste subiecte ezoterice în prezența colegilor mei, iar printre adulți nu știam pe niciunul cu care aș fi putut discuta fără a trebui să mă tem că voi fi considerat un lăudăros sau un impostor. Ce mi se părea cel mai penibil aici era împiedicarea și paralizarea încercărilor mele de a depăși în mine separarea dintre cele două lumi. Tot mereu se iveau întâmplări care mă scoteau din existența mea obișnuită, cotidiană și mă împingeau în lumea lui Dumnezeu, cea infinită. Expresia lumea lui Dumnezeu, care sună sentimental pentru anumite urechi, n-avea pentru mine câtuși de puțin acest caracter. Lumii lui Dumnezeu îi aparținea tot ce era supraomenesc. Lumina orbitoare, tenebrele abisale, apatia rece a infinitului în timp și spațiu și grotescul lugubru al lumii iraționale a hazardului. Dumnezeu era pentru mine orice, numai înălțător și reconfortant, nu. Pe măsură ce creșteam, eram întrebat tot mai frecvent de părinții mei și de alți oameni ce voiam să devin în fond. N-aveam idei clare în această privință. Interesele mele mă solicitau în direcții diferite. Pe de o parte, mă atrăgeau puternic științele naturii cu adevărul lor bazat pe fapte, pe de altă parte, eram fascinat de tot ce avea un raport cu istoria comparată a religiilor. Domeniile care îmi stârneau curiozitatea în mod deosebit erau în primul caz zoologia, paleontologia și geologia, în celălalt arheologia greco-romană, egipteană și preistorică. E drept că atunci nu bănuiam cât de mult corespundea naturii mele duble această preferință pentru discipline dintre cele mai diverse. La științele naturii mă satisfăcea realitatea concretă cu stadiile ei istorice preliminare. La știința religiilor, problematica spirituală în care intra și filozofia. În cazul celei din tâi, îmi lipsea factorul semnificației, la cea din urmă, empirismul. Științele naturii corespundeau în mare măsură cerințelor spirituale ale personalității numărul 1. Disciplinele umaniste ale spiritului, respectiv cele istorice, reprezentau în schimb un învățământ intuitiv binefăcător pentru numărul 2. Mult timp nu m-am putut orienta în această situație contradictorie. Am observat că unchiul meu, bărbatul cel mai în vârstă din familia mamei, care era preot la St. Alban din Basel și purta printre rude porecla omulețul de fier, împingea ușurel spre teologie. Nu-i scăpase cu cea atenție neobișnuită urmăream conversația la masă atunci când discuta o problemă de specialitate cu vreunul dintre fiii săi, care erau cu toții teologi. Nu eram deloc sigur că, în definitiv, nu existau teologi care să fie în legătură mai directă cu înălțimile amețitoare ale universității, știind deci mai multe decât tata. Aceste discuții la masă nu mi-au lăsat însă impresia că îi preocupau experiențe reale sau chiar unele ca ale mele, ci că se analizau exclusiv dogme biblice care mă făceau să mă simt foarte jenat din cauza numeroaselor povești cu miracole prea puțin credibile. Când am mers la liceu, am avut voie să mănânc în fiecare joi la prânz în casa acestui unchi al meu. Nu i-am fost însă recunoscător numai pentru asta,
ci și pentru avantajul unic că la masa lui îmi era permis să asist uneori la o conversație matură, inteligentă și intelectuală. A fost un mare eveniment pentru mine să constat că exista așa ceva, căci în anturajul meu nu auzisem niciodată pe nimeni întreținându-se cu privire la subiecte savante. Încercam uneori să discut cu tata, dar mă întâmpinau de fiecare dată o nerăbdare de neînțeles și o atitudine defensivă plină de teamă. Abia câțiva ani mai târziu am priceput că sărmanul meu tată nu îndrăznea să gândească, întrucât era chinuit de îndoieli lăuntrice. Încerca să fugă de el însuși și de aceea insista în credința oarbă pe care trebuia să o câștige printr-o luptă aprigă cu sine, silind-o să apară printr-un efort disperat și neputând să o primească în sine ca pe un har. Unchiul și verii mei puteau discuta calm dogmele religioase, de la părinții bisericii până la teologia cea mai recentă. Păreau bine împlântați în siguranța unei ordini de la sine înțeleasă a lumii. Numai că aici numele lui Nice nu era pronunțat absolut deloc, iar cel al lui Iacob Burckhardt era rostit doar în semn de apreciere reticentă. Burckhardt era numit liberal, puțin prea liber cugetător, și astfel se sugera că el se afla într-o poziție cam strâmbă față de ordinea eternă a lucrurilor. Eram conștient de faptul că unchiul meu nu bănuia cât de mult mă îndepărtasem eu de teologie și îmi părea foarte rău că trebuia să-l dezamăgesc. Însă pe atunci n-aș fi cutezat nici în ruptul capului să-i expun frământările mele, fiindcă știam prea bine ce catastrofă imensă ar fi rezultat de aici pentru mine. N-aș fi avut cum să mă apăr. Din contră, personalitatea numărul 1 câștiga în mod hotărât teren pe măsură ce se lărgeau și cunoștințele mele, cei drept încă sărăcăcioase, în domeniul științelor naturii, care erau total impregnate de materialismul științific al epocii. Ea era ținută numai cu greu în șac de mărturia istoriei și de critica rațiunii pure, pe care nimeni în jurul nu părea să o înțeleagă. Deși teologii mei îl menționau pe Kant pe un ton elogios, principiile lui erau aplicate doar punctului de vedere advers, nu și celui propriu. Nici la asta nu ripostam. În consecință, am început să mă simt tot mai jenat când urma să mă așez la masă cu unchiul și cu familia sa. Joia a devenit o zi neagră din cauza conștiinței mele de obicei încărcate. Mă simțeam tot mai puțin în largul meu în acest climat de siguranță și de stindere socială și spirituală, deși tângeam după picăturile stimulării intelectuale, care acolo mai cădeau ocazional. Mi se părea că sunt necinstit și ticălos. Trebuia să-mi mărturisesc mie însumi. Da, ești un impostor. Minți și înșeli oameni care îți vor binele. Nu-i vina lor că trăiesc într-o lume a securității sociale și spirituale, că nu știu nimic despre sărăcie, că religia lor este totodată și profesia lor remunerată și că, în mod evident, nu-și pun întrebarea de ce chiar Dumnezeu poate să smulgă un om din ordinea propriei sale lumi spirituale și să-l condamne la blasfemie. Eu n-am posibilitatea să le explic. Trebuie deci să iau asupra mea această povară și să învăț să o suport. Este adevărat însă că nu-mi prea reușise până atunci. Ascuțirea conflictului moral din mine a avut drept consecință faptul că numărul 2 mi-a devenit tot mai dubios și neplăcut. O realitate pe care nu mi-am putut-o ascunde mult timp. Am încercat să anihilez personalitatea numărul 2, dar nu am izbutit. Chiar dacă o puteam uita la școală și în prezența colegilor, precum și în timpul studiului științelor naturii, când ea se eclipsa, de îndată ce eram singur acasă sau în natură, Schopenhauer și Kant îmi reapăreau cu violență în minte și, odată cu ei, marea lume a lui Dumnezeu. Cunoștințele mele în domeniul științelor naturii își găseau și aici un loc și umpleau vastul tablou cu culori și forme. Numărul 1 însă și preocupările sale în legătură cu alegerea unei profesii se scufundau ca un episod neînsemnat în anii 90 ai secolului al XIX-lea, dispărând sub linia orizontului. Când mă reîntorceam din călătoria mea în veacuri, eram copleșit de o stare de mahmureală. Eu, adică numărul 1, trăia acum și aici
și trebuia să-și facă, mai devreme sau mai târziu, o idee despre ce profesie avea să îmbrățișeze. Tata a stat de câteva ori serios de vorbă cu mine. Puteam alege orice studiu, dar dacă era să-i urmez sfatul, atunci mai bine nu teologia. Poți deveni orice. Poți să devii orice, numai teolog nu. Exista încă de pe atunci un fel de înțelegere tacită între noi, potrivit căreia anumite lucruri se puteau spune și face fără comentarii. Nu-mi ceruse de pildă niciodată să-i explic de ce trăgeam chiulul cât puteam de mult de la biserică și nu mai participam niciodată la împărtășanie. Cu cât mă îndepărtam mai tare de biserică, cu atât mă simțeam mai ușurat. Nu duceam decât lipsa orgii și a coralului, nici gând însă pe cea a comunității parohiale. Această expresie nu însemna absolut nimic pentru mine. Nu puteam imagina nimic prin ea, căci mi se părea că între oamenii care, din obișnuință, mergeau cu regularitatea la biserică, exista mai puțină comuniune și că aceștia formau în mai mică măsură o comunitate decât laicii. E drept că aceștia din urmă erau mai puțin virtuoși. Erau însă niște oameni mult mai drăguți, cu sentimente naturale, erau mai prietenoși și mai veseli, mai calzi și mai cordiali. L-am liniștit pe tata spunându-i că nu voiam cu niciun chip să devin teolog. Oscilam nehotărât între științele naturii și cele umaniste. Ambele mă atrăgeau nevalnic. A început să-mi fie clar, însă, că numărul 2 nu avea un pied ater. În el eram eliberat de orice acum și aici. În el mă simțeam ca un ochi în cosmosul cu mii de ochi, însă incapabil de a mișca din loc pe pământ, fie și numai o pietricică. Numărul 1 se revolta împotriva lui. El voia să acționeze și să fie eficace, dar se găsea într-o dilemă momentan insolubilă. Era evident că trebuia să am răbdare, să aștept pentru a vedea ce se va întâmpla. Când mă întreba pe atunci cineva ce voiam să devin, obișnuiam să spun filolog, cuvânt prin care, în taină, îmi imaginam arheologia asiriană și egipteană. În realitate studiam științele naturii și filosofia în orele mele de răgaz și mai cu seamă în timpul vacanțelor pe care le petreceam cu mama și cu sora mea acasă. Vremurile când fugeam la mama și mă lamentam, mă plictisesc, nu știu ce să fac, trecuseră de mult. Vacanța era de fiecare dată perioada anului în care mă puteam întreține cu mine însumi. În plus, tata era atunci plecat, cel puțin vara, pentru că își petrecea concediul aproape cu regularitate la Shaxel. Doar odată s-a întâmplat să fac și eu o călătorie în timpul vacanței. Aveam 14 ani când medicul nostru mi-a prescris o cură la Entelbuch, din cauza sănătății mele șubrede și a apetitului meu instabil. Am fost pentru prima dată atunci singur printre adulții străini și am locuit în casa preotului catolic. A fost pentru mine o aventură înfricoșătoare și fascinantă deopotrivă. Pe preot, abia dacă l-am văzut, iar menajera lui era o persoană cam posacă și bățoasă, dar, în rest, nici de cum neliniștitoare. Nu s-au petrecut lucruri amenințătoare. Eram sub supravegherea unui medic de țară bătrân care conducea un soi de hotel sanatoriu pentru convalescenți de tot felul. Era o societate pestriță din toate punctele de vedere, oameni de la țară, mici funcționari și negustori și câțiva oameni cultivați din Basel, printre care un doctor Phil, un chimist. Și tatăl meu era doctor Phil, dar era filolog și lingvist. Chimistul era însă pentru mine o noutate extrem de interesantă, un om de știință, cineva care poate că înțelegea chiar secretele pietrelor. Era un bărbat tânăr care m-a învățat să joc crochet, dar nu-și divulga nimic din știința lui, probabil imensă. Eram prea timid, prea stângat și mult prea neștiutor ca să-i pun întrebări. Îl admiram însă ca pe primul cunoscător al misterelor naturii, sau cel puțin al unei părți a lor, pe care îl vedeam cu ochii mei în carne și oase. Ședea la aceeași masă ca și mine, mânca aceleași feluri de mâncare ca și mine și schimba chiar din când în când câteva vorbe cu mine. Mă simțeam ridicat în sfera mai înaltă a adulților.
Înălțarea mea în rang a fost confirmată și de permisiunea de a participa la excursiile pacienților. Cu ocazia unei astfel de ieșiri, am vizitat o distilerie și am fost invitat la o degustare. A fost o împlinire textuală a versurilor clasice. Acum se apropie încurcătura, căci lichiorul este băutura. Fiindcă diferitele păhărele m-au inspirat și înflăcărat într-atât, încât m-am simțit transpus într-o stare de spirit nouă și neașteptată pentru mine. Nu mai existau niciun interior și exterior, niciun eu și ceilalți, niciun numărul 1 și numărul 2, nicio prudență și anxietate. Pământul și cerul, lumea și tot ce mișcă, se învârtește, se ridică sau cade, deveniseră una. Mă îmbătasem și eram plin de rușine și de o beatitudine triumfătoare în același timp. Parcă m-aș fi înnecat într-o mare de meditații fericite și m-aș fi agățat, ca urmare a mișcării violente a mării învolburate, cu ochii, mâinile și picioarele, de toate obiectele solide, pentru a-mi păstra echilibrul pe strada unduitoare și printre casele și pomii ce se înclinau. Minunat, m-am gândit. Numai că, din nefericire, nițeluși prea mult. Întâmplarea a avut un sfârșit cam jalnic, rămânând totuși o descoperire și o intuire a frumuseții și a sensului pe care le stricasem, din păcate, numai din cauza prostiei mele. La capătul sejurului meu a venit tata să mă ia și m-a dus la Lucerna, de unde, ce fericire, ne-am suit la bordul unui vas cu aburi. Nu mai văzusem niciodată așa ceva. Nu mă săturam privind cum funcționa motorul cu aburi și, deodată, s-a anunțat că am ajuns la Vitznau. Mai sus de localitate se afla un munte înalt și tata mi-a explicat că era Rigi și că exista o cale ferată cu cremalieră care ajungea până acolo. Ne-am dus la o gară mică unde am văzut cea mai ciudată locomotivă de pe lume, cu cazanul cu abur vertical, dar așeza strâmb. În vagon, chiar și locurile pe care te așeza erau strâmbe. Tata mi-a vărât un bilet în mână și mi-a spus: pot să urci acum singur până în vârf. Eu rămân aici, fiindcă e prea scump pentru amândoi. Ai grijă să nu cazi. Îmi pierise glasul de fericire. Acest munte puternic, atât de înalt, care nu semăna cu nimic din ce văzusem până atunci, și atât de aproape de munții de foc ai copilăriei mele de mult trecute. Eram într-adevăr aproape un bărbat în toată legea. Îmi cumpărasem pentru această călătorie un baston din bambus și o caschetă englezească de jocheu, așa cum îi se cuvine unui călător prin lumea largă, și acum, eu, pe acest munte imens. Nu mai știam care din noi era mai mare, eu sau muntele. Locomotiva minunată mă propulsa cu suflui viguros, curducăind către înălțimea amețitoare, unde privirilor mele li se deschideau în adâncimi și depărtări mereu noi, iar în cele din urmă m-am trezit pe pisc, înconjurat de un aer nou, rarefiat, care îmi era necunoscut, străin. M-am trezit într-o imensitate de neimaginat. Da, mă gândeam, aceasta este lumea, lumea mea, lumea propriu-zisă, misterul în care nu există profesori, școală, întrebări fără de răspuns, în care ești, fără să întrebi. Mergeam cu grijă pe poteci, căci peste tot se căscau prăpăstii adânci. Era solemn, trebuia să fii politicos și liniștit, căci te găseai în lumea lui Dumnezeu. Aici, ea era întruchipată, era prezentă fizic. A fost cadoul cel mai prețios și cel mai bun pe care mi l-a făcut tata vreodată. Impresia a fost atât de profundă încât amintirea a ceea ce s-a întâmplat ulterior s-a șters complet. Dar și numărul 1 ieșise la socoteală în această excursie, iar impresiile sale au rămas vii pe parcursul cele mai mari părți a vieții mele. Mă vedeam adult și independent, cu o pălărie tare, neagră și cu un baston scump, șezând pe terasa din fața unuia din hotelurile de lux copleșitoare, impozante, extraordinar de distinse din Lucerna, de pe chei sau într-una din grădinile splendide din Vitznau, stând la o măsuță cu față de masă albă, sub o marchiză luminată de strălucirea soarelui dimineții, bând un cafeaua și mâncând cornulețe unse cu unt auriu și cu diferite soiuri de dulceață și făurind în acest timp tot felul de planuri de excursii pentru lunga zi de vară care mă aștepta.
După ce îmi terminam cafeaua, mă îndreptam calm, fără grabă și agitație, cu pas domol, către un vas cu aburi, care ducea în direcția masivului Gotthard, până la poalele acelor munți uriași, cu crestele acoperite de ghețari scânteietori. Timp de multe decenii, această imagine produsă de fantezia mea mi-a revenit adesea când, obosit după prea multă muncă, încercam să găsesc un punct de repaus. În realitate, deși mi-am tot promis această minunăție, nu m-am ținut niciodată de cuvânt. Această primă călătorie conștientă a mea a fost urmată, un an sau doi mai târziu, de alta. Mi s-a dat voie să-l vizitez pe tata, care își petrecea vacanța în Saxel. Am aflat de la el vestea impresionantă că se împrietenise cu preotul catolic de acolo. Mi s-a părut un act de o cutezanță colosală și am admirat în tăcere curajul tatei. Am vizitat acolo Flueli, psihăstria și moaștere fericitului frate Claus, de curând beatificat. Mă întrebam de unde știau catolicii că fratele Claus era fericit. Oare mai apărea prin împrejurim și l-o spusese oamenilor? Am fost profund tulburat de genius loci și am reușit nu numai să-mi imaginez posibilitatea unei astfel de vieți închinate Domnului, ci chiar să o înțeleg, cu un fior lăuntric și o întrebare la care nu cunoșteam niciun răspuns. Cum puteau suporta soția și copiii săi faptul că bărbatul și tatăl lor era un sfânt? Când tocmai anumite greșeli și lipsuri erau ceea ce făcea ca propriul meu tată să-mi fie deosebit de drag. Mă gândeam, oare cum se putea trăi împreună cu un sfânt? Evident că asta n-a fost nici pentru el posibil și de aceea a devenit pusnic. Oricum, de la celula lui până la el acasă nu era mult de mers. Această idee nici nu mi s-a părut atât de rea. Să-mi știu familia într-o casă, iar eu să am într-un alt pavilion, ceva mai încolo, o mulțime de cărți și o masă de scris și un foc arzând deschis, deasupra căruia să coc castane și pe un trepied să-mi încălze supa. În calitate de sihastru sfânt, nici n-ar mai trebui să mă duc la biserică, ci aș avea capela mea personală. De la Flueli am mers o bucată de drum în sus, pierdut printre gânduri ca printre meandrele unui vis, și tocmai mă pregăteam să cobor când, din stânga, a răsărit silueta mlădioasă a unei fete tinere. Era îmbrăcată în portul locului, avea o față drăguță și m-a salutat din ochii albaștri prietenoși. Ca și cum ar fi fost de la sine înțeles, am pornit-o împreună la vale. Era aproximativ de vârstă cu mine. Întrucât nu cunoșteam alte fete în afara verișoarelor mele, m-am simțit oarecum stingher, neștiind cum să vorbesc cu ea. Am început de aceea să-i explic șovăitor că mă aflam acolo în vacanță, pentru câteva zile, că învățam la liceul din Basel și voiam să studiez mai târziu la universitate. În timp ce vorbeam, am fost cuprins de un simțământ ciudat de fatalitate. Ea a apărut, m-am gândit, chiar în acest moment. Merge atât de firesc alături de mine, ca și cum am fi făcuți unul pentru celălalt. Am privit-o dintr-o parte și am văzut pe fața ei o expresie de sfială și admirație, care m-a făcut să mă simt jenat și, într-un fel, m-a atins. Era oare posibil ca aici să mă pândească un destin? Este pură coincidență că o întâlnesc? O țărâncuță? Să fie oare posibil? E catolică, dar poate că preotul ei este identic celui cu care s-a împrietenit tata. Ea nici măcar nu știe cine sunt. N-aș putea oricum să vorbesc cu ea despre Schopenhauer și negarea voinței, nu-i așa? Nu pare a fi câtuși de puțin neliniștitoare. Poate că preotul ei nu este ezuit, unul din popii ăia periculoși. Nu pot nici să-i spun că tatăl meu e preot reformat, căci ar putea să se sperie sau să se simtă jignită. Și nici să-i turui colac peste pupăză despre filozofie și despre diavolul care este mai important decât Faust și pe care Goethe l-a simplificat grosolan cu atâta nepăsare. Nu, este exclus. Ea se află în îndepărtata țara inocenței, iar eu am căzut în realitate, în splendoarea și cruzimea creației. Cum ar putea suporta așa ceva? Între noi stă un zid de nepătruns. Nu există și nu are voie să existe niciun fel de înrudire. Cu tristețe în suflet m-am retras în mine însumi
Și am dat conversației o altă întorsătură. Nu coboară spre Saxel, vremea este frumoasă, ce vedere superbă, etc. Privită din afară, această întâlnire a fost total lipsită de importanță, dar văzută din interior, a avut o greutate atât de mare, încât m-a preocupat zile în șir și a rămas pentru totdeauna și de neclintit în memoria mea, ca un monument la margine de drum. Eram pe atunci încă în acea stare copilărească în care viața e alcătuită din evenimente disparate, necorelate între ele. Căci cine ar putea descoperi firul destinului care duce de la fratele Klaus la fata cea drăguță? Epoca aceea a fost plină de conflicte și de idei. Schopenhauer și creștinismul, pe de o parte, nu reușeau să se armonizeze, iar, pe de altă parte, numărul 1 voia să se elibereze de sub presiunea sau melancolia personalității numărului 2. Nu numărul 2 era deprimat, ci numărul 1 atunci când își amintea de numărul 2. Ori, s-a întâmplat tocmai în această perioadă ca, din ciocnirea contrariilor, să se nască prima fantezie sistematică a vieții mele. Și-a făcut apariția bucată cu bucată, avându-și originea, din câte mi-amintesc, într-o trăire care mă tulburase profund. Era într-o zi în care o furtună din nord-vest a iscat valuri înspumate pe Rin. Drumul meu spre școală ducea de-a lungul fluviului. Deodată am văzut venind dinspre nord o corabie cu o mare velă pătrată, mergând înaintea furtunii, pe Rin în sus. Un eveniment complet nou pentru mine. O navă cu pânze pe Rin. Asta mi-a înaripat imaginația. Dacă în locul fluviului cu ape repezi ar fi un lac care ar acoperi întreaga Alsacie, atunci am avea nave cu vele și vase mari cu aburi. Atunci Basel ar fi un oraș portuar. Atunci am fi ca la mare. Atunci totul ar fi altfel, iar noi am trăi într-o altă vreme și într-o altă lume. Atunci n-ar exista nici liceu, nici drum lung spre școală, iar eu aș fi adult și mi-aș organiza singur viața. Din lac s-ar ridica o colină stâncoasă, legată de uscat printr-o limbă îngustă de pământ, tăiată de un canal lat, peste care un pod de lemn duce până la o poartă flancată de turnuri, o poartă care se deschide spre un orășel medieval construit pe versante. Pe stâncă se găsește o fortăreață cu un donjon înalt, un foișor. Era casa mea. Nu exista înăuntru săl mari sau vreun semn de fast. Încăperile erau mai curând mici și lambrisate simplu, biblioteca extraordinar de atrăgătoare. Se putea găsi în ea tot ce merită să fie cunoscut. Exista și o colecție de arme, iar bastioanele erau înzestrate cu tunuri impunătoare. În mica cetate se afla și o garnizoană formată din 50 de indivizi înarmați. Orășelul avea câteva sute de locuitori, fiind guvernat de un primar și de un consiliu al bătrânilor. Eu eram arbitru care nu se arăta decât rare ori. Eram un judecător de pace și consilier. Orășelul avea pe partea dinspre uscat un port, în care era ancorată nava mea cu două catarce, echipată cu mai multe tunuri mici. Secretul donjunului pe care îl știam numai eu era puterea lucrurilor și, totodată, raison d'être ale acestui întreg aranjament. Gândul mă lovise ca un șoc, căci în turn se întindea, din vârf și până la bolta pivniței, o coloană din cupru sau un cablu metalic gros care se despărțea sus în firișoare foarte fine ca niște crenguțe, asemenea coroanei unui copac sau, și mai bine, ca un rizom cu toate rădăcinuțele sale orientate în sus, ridicându-se în aer. Ele trăgeau din aer un anume ceva inimaginabil, care era dirijat înspre pivniță prin coloana de cupru de grosimea unui braț de om. Acolo aveam o aparatură la fel de inimaginabilă, un soi de laborator în care fabricam aur, folosindu-mă de acea substanță secretă pe care o extrageam din aer, rădăcinile de cupru. Era într-adevăr un arcanum despre a cărui natură nu-mi făceam sau nu-mi puteam face nicio idee. Nu imaginam nici natura procesului de transformare. Peste ceea ce se petrecea în acest laborator, fantezia mea trecea cu tact sau, mai curând, cu un soi de sfială. Exista un fel de interdicție internă, să nu privești cu precizie și nici la ceea ce se extragea din aer.
De aceea, domnea o jenă tăcută, cum spune Goethe despre mume. Vorbim de ele în perplexitate. Spiritul era pentru mine, bineînțeles, ceva inefabil, dar în fond nu se deosebea esențial de aerul foarte rarefiat. Ceea ce sugeau rădăcinile și transmiteau trunchiului era un fel de esență spirituală care devenea vizibilă jos în pivniță, sub forma unor monede de aur finisate. Nu era în niciun caz doar un simplu truc de magician, ci un secret al naturii, venerabil și de o importanță vitală, care îmi fusese împărtășit, nu știu cum, și pe care nu numai că trebuia să nu-l divulg Consiliului Bătrânilor, ci trebuia să mi-l tăinuiesc întrucâtva chiar și mie însumi. Drumul meu lung și plictisitor spre școală a început să se scurteze într-un mod binevenit. Nici nu ieșeam bine din clădirea școlii și mă și trezeam în cetate, unde erau în curs diferite operațiuni de transformare, se țineau ședințe de consiliu, se judecau răufăcători, se aplanau litigii și se trăgea cu tunul. Corabia se pregătea de plecare, se ridicau pânzele, vasul era cârmuit cu prudență afară din port, mulțumită unei brize ușoare, pentru ca apoi, făcându-și apariția de după stânci, să navigheze împotriva unui vânt puternic dinspre nord-vest. Și iată că ajungeam deodată acasă, de parcă nu s-ar fi scurs decât puține minute. Ieșeam atunci din reveria mea ca dintr-o tărsură care m-ar fi adus acasă fără nicio greutate. Această îndeletnicire extrem de plăcută a durat câteva luni, până ce m-am săturat de ea. Apoi, fantezia aceasta a mea mi s-a părut stupidă și ridicolă. În loc să visez, am început să construiesc, din pietricele și argilă folosite pe post de mortar, cetăți și locuri ingenios fortificate, pentru care mi-a servit drept model fortăreața Hüningen, care pe vremea aceea era conservată încă în toate detaliile. Am studiat în același timp toate planurile de fortificații ale lui Vauban, de care am putut face rost și, în scurt timp, am fost la curent cu toate denumirile tehnice. După Vauban, m-am adâncit și în studiul metodelor moderne de fortificație de orice tip și am încercat cu mijloacele mele limitate să le imit arta. Această preocupare mi-a umplut orele de răgaz timp de peste 2 ani, perioadă în care mi s-a accentuat înclinația spre studiul naturii și spre lucrurile concrete, în detrimentul personalității mele numărul 2. Câtă vreme știam așa de puțin despre lucrurile reale, consideram că nici n-avea rost să meditez asupra lor. A fantaza poate oricine, dar a ști cu adevărat este altceva. Mi s-a permis să mă abonez la o revistă de științe ale naturii, pe care am citit-o cu interes și pasiune. Căutam și adunam fosilele pe care le găseam în munții noștri, Jura, și toate mineralele accesibile, precum și insecte, apoi oase de mamut și oseminte de om, pe primele din niște gropi de pietriș din câmpia Rinului, pe celelalte dintr-o groapă comună de lângă Hüningen, datând din anul 1811. Plantele mă interesau și ele, însă nu din punct de vedere științific. Dintr-un motiv care nu mi era foarte clar, mă simțeam atras de ele, având sentimentul că n-ar fi trebuit să fie rupte și lăsate să se usuce. Erau ființe care trăiau și nu căpătau un sens decât lăsate să crească și să înflorească. Un tâlc ascuns, enigmatic, un gând al Domnului. Trebuiau privite cu respect, contemplate cu mirare filozofică. Deși ceea ce avea biologia de spus despre ele era interesant, nu asta reprezenta esențialul. Nu reușeam să sesizez clar ce era acest esențial. În ce raport, de pildă, se găseau plantele față de credința creștină sau denegarea voinței? Îmi era inexplicabil. Aparținea în mod evident stării divine a inocenței, pe care era mai bine să nu o tulburi. În contrast cu ele, insectele erau plante denaturate, flori și fructe care își permiseră să se târască de colo-colo pe un soi ciudat de picioare sau de catalige și să zboare cu aripi, de parcă ar fi avut niște petale sau sepale pentru a-și îndeplini rolul de dăunător ai plantelor. Din pricina acestei activități care contrazicea legea, au fost condamnate la exterminări în masă, iar expedițiile de pedepsire vizau mai ales cărăbușii și omizile. Mila față de toate ființele se limita exclusiv la animale cu sânge cald.
exceptate din categoria animalelor cu sânge rece, erau doar broaștele și broaștele râioase, datorită asemănărilor cu oamenii. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, mă puteți încuraja cu un like sau un comentariu despre ce v-ar mai plăcea să regăsiți pe acest canal sau apăsați butonul roșu de abonare și clopoțelul pentru a primi o notificare atunci când apare un video nou. De asemenea, puteți căuta acum cărțile sau eseurile preferate prin Lecturi Online Podcast pe iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, oriunde preferați și oricând preferați. Prin calitatea de membru al canalului Lecturi Online, puteți beneficia de lecturi integrale ale cărților, precum și de audiția în premieră a lecturilor. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră, și vă mulțumesc că ați ascultat și acest podcast. Până data viitoare, vă invit să răsfoim împreună prin cărțile pe care le-am lăsat în urmă. Pe curând!